Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu, sunt Nicoleta Pană, să vedem titlurile ediției. S-au împlinit 163 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu. 3500 de pachete cu țigări au fost descoperite sub podeaua unui autocar. Polițistele din Giurgiu chestionate despre hărțuirea sexuală. Bazinul de înot al școlii numărul 8 a fost repus în funcțiune. Serviciul regim permise își schimbă sediul odată cu noul cod rutier. S-au împlinit 163 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, luceafărul poeziei românești. La Giurgiu, evenimentul a fost marcat în Parcul Alei, acolo unde se află cel mai înalt soclu din România, pe care este așezat bustul marelui poet național. În fiecare an, pe 15 ianuarie, românii omagiază nașterea luceafărului poeziei românești Mihai Eminescu. Astăzi s-au împlinit 163 de ani de la nașterea lui Eminescu. Ca în fiecare an, la 15 ianuarie, giurgiuvenii au făcut astăzi un pelerinaj la bustul marelui poet din Parcul Alei. Este o zi deosebită când, iată, sub zodia luceafărului, suntem aici, în Parcul Alei, unde se află simbolul eternității sculptat în piatră de artistul, sculptor Corneliu Medrea. Este o zi deosebită pentru sufletul nostru, pentru cei care iubesc versul eminescian. Giurgiuvenii prezenți au cinstit memoria marelui poet prin discursuri și au recitat cu emoție din poeziile pe care ni le-a lăsat poetul nepereche. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, țara mea de glorii, țara mea de dor, brațele nervoase, arma cu tărie, la trecutul mare, mare viitor. Fiarbă vinul în cupe, spume de pocaluri, dacă fiți mândri, astfel le nutresc. Că-și rămâne stânca, deși moale varul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Odată cu nașterea lui Mihai Eminescu, România marchează astăzi și Ziua Culturii Naționale. Consilierii județeni s-au întâlnit în prima ședință din acest an, una extraordinară pentru a lua în discuție câteva proiecte legate de activitatea Consiliului Județean. În deschiderea ședinței, președintele Consiliului Județean, Vasile Mustățea, a apreciat că demararea unora dintre aceste proiecte este foarte importantă. Astăzi a trebuit să convoc o ședință extraordinară, deoarece avem câteva proiecte foarte importante pentru noi și unele cu termene pe care nu le puteam depăși. Pe lângă cele trei puncte inițiale aflate pe ordinea de zi, s-au mai alăturat alte trei, cele mai importante fiind legate de aprobarea programului județean de transport persoane, de aprobarea prețurilor medii ale produselor agricole, precum și de închirierea unor spații din dispensarul Policlinic Giurgiu. Un alt punct important a ținut de stabilirea taxelor care vor fi percepute de unitățile subordonate Consiliului. S-a votat ca pentru anul fiscal 2013 taxele percepute de Consiliul Județean să rămână la nivelul celor de anul trecut. Pe 27 decembrie s-a aprobat în ședința de guvern o hotărâre de guvern prin care taxele și impozitele locale s-au majorat cu coeficient de inflație cu 16%. Trebuia să punem în executare până la sfârșitul anului acea hotărâre. Era practic imposibil să realizăm și procedura de transparență cum ne obligă legea. Erau destule discuții contradictorii dacă este obligatorie majorarea sau dacă putem să menținem taxele din anul 2012. Președintele Consiliului Județean, Vasile Mustățea, a avut o poziție aparte cu privire la principalele priorități ale instituției pe care o conduce, apreciind că acestea trebuie să fie legate de infrastructură și că la unele aspecte legate de dezvoltarea turismului se va renunța. Principala noastră preocupare trebuie să fie proiectele de infrastructură. Mă refer aici la alimentări cu apă, canalizare și stații cu epurare pe de-o parte și, bineînțeles, și la asfaltări, modernizări de drumuri, inclusiv de drumuri comunale în localitățile noastre. Trebuie să ne aducem aminte că până în 2016 trebuie să avem alimentări cu apă în fiecare sat, până în 2018 trebuie să avem canalizări în fiecare sat și până în 2020 trebuie să avem și stații de epurare.
Asta prevede acquis-ul pe care noi l-am semnat cu Uniunea Europeană pe perioada guvernului Năstase și dacă nu ne încadrăm în aceste termene, România va plăti penalizări pentru fiecare zi de întârziere. Deci eforturile noastre ale Consiliului Județean în această direcție va fi. O să terminăm cu piste de biciclete prin Comana, o să terminăm cu afaceri ecologice și cu alte proiecte de genul acesta. Captură impresionantă de țigări la frontiera Giurgiu. Polițiștii de frontieră au găsit sub podeaua unui autocar condus de un cetățean român 3500 de pachete de țigări. Polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Giurgiu au descoperit 3500 de pachete de țigări fără timbru sub podeaua unui autocar. Persoana care a încercat să introducă ilegal țigările în țară este chiar șoferul autocarului, un cetățean român de 38 de ani. De la începutul anului și până în prezent, această captură este cea mai consistentă. În data de 12.1.2013, polițiștii de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Giurgiu au organizat și desfășurat pe sensul de intrare în țară o acțiune specifică pe linia prevenirii contrabandei. Cu ocazia controlului amănunțit efectuat la un autocar condus de un cetățean român, a fost descoperită ascunsă și nedeclarată sub podeaua din dreptul culoarului aflat în mijlocul autocarului cantitatea de 3500 pachete de țigări fără marcaje fiscale. Întreaga cantitate de țigări în valoare de 35.000 de lei a fost reținută de către polițiștii de la frontieră. Cercetările continuă în această situație, iar persoanei în cauză i s-a întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și deținere ilegală și transport de produse accizabile. Cu ceva timp în urmă, în cadrul știrilor TV Giurgiu, ați urmărit materiale în care v-am prezentat supărarea micilor înotători de la școala numărul 8, fiindcă bazinul de înot nu funcționa. O defecțiune la instalația de încălzire a ținut pe loc antrenamentele elevilor, ce a fost remediată cu o piesă adusă tocmai din Italia. Acum, după aproape 6 luni, copiii s-au întors bucuroși de apă care le-a lipsit atâta vreme. Astăzi, înotătorii de la clasele sportive ale școlii generale numărul 8 s-au reîntors în sfârșit la bazin. Defecțiunile apărute la instalația de încălzire, dar și furnizarea de căldură de către CET, i-a ținut pe mici înotători departe de bazin mai bine de 5 luni. V-a fost dor de bazin? Da! Bucuria copiilor a fost mare, mai ales că au și planuri de viitor. Elevii de la clasele cu profil înot își doresc să aparțină unui club sportiv. Nelegitimarea în cadrul unui club îi împiedică să participe la competițiile de profil din afara orașului. Ești bucuroasă? Da! De ce? Pentru că mă pot antrena pentru un concurs. Ai așteptat mult să te antrenezi? Foarte mult! Ești fericită? Da! De ce? La ce concurs vrei să mergi? La campionate, să câștig. Da. De ce? Că pot să învăț să înot. Știi să înot? Da. Fiindcă îmi place. Ce-ți place? Înotul. Cât de mult îți place înotul? Foarte mult. Bazinul de înot este o importantă sursă aducătoare de bani la bugetul școlii numărul 8. Pe lângă micii sportivi, în bazinul școlii se pot iniția în acest sport contra unei taxe toți copiii din Giurgiu care iubesc înotul. Serviciul Regim, Permise și Înmatriculări Auto Giurgiu se mută într-un nou sediu. În urma neînțelegerilor dintre conducerea instituției și chiriașul clădirii în care astăzi desfășoară activitatea, s-a decis că ar fi indicată o nouă locație. Prin urmare, noul sediu va fi ocupat din 19 ianuarie, este mai spațios și mult mai modern față de cel prezent. Îmbulzeala de la Serviciul de Permise și Matriculări Auto Giurgiu va lua sfârșit începând cu data de 19 ianuarie. Cu ajutorul Prefecturii Giurgiu, angajații instituției se vor muta într-un alt spațiu odată cu intrarea în vigoare a noului cod rutier. Sediul alocat se află în incinta clădirii ASE din strada Mircea cel Bătrân numărul 36, lângă Poliția de Frontieră. Noua locație este mult mai modernă și mult mai spațioasă față de cea prezentă. Am considerat că Serviciul Permise și Matriculări stătea într-un sediu inadecvat, erau înghesuiți, nu aveau suficient spațiu și nici condiții
bune de muncă, a trebuit să îi mutăm de acolo și am găsit un spațiu mult mai modern și mult mai bine amenajat la alei, la ASE, în spațiul ASE-ului, Academiei de Studii Economice. Am luat legătura cu domnul rector al ASE-ului, iar dumnealui a binevoit să-mi dea parterul acestei clădiri. Lucrările aproape s-au finalizat, compartimentările, geamuri, uși și toate s-au pus. Mai trebuie acum doar cablarea, care este cumva specială, pentru că dumnealor au un sistem de comunicații mai special. Până acum, serviciul de eliberări permise a funcționat în incinta clădirii Total Group din strada Ice Brătianu, numărul 10-12. Odată cu instalarea noului sediu, așteptările cu privire la calitățile serviciilor sunt altele. Inițiativa este de apreciat mai ales de către cei care au tremurat zdravă în zilele acestea la cozi interminabile pentru preschimbarea permisului. Veritabile bijuterii arhitectonice. În urmă cu aproape un secol, două imobile din Giurgiu, monumente istorice, se află într-o avansată stare de degradare. Proprietarii sau administratorii acestora, care nu au făcut niciun gest pentru conservarea lor, riscă pedepse în conformitate cu prevederile legale. Legea 422/2001 a monumentelor istorice prevede obligațiile și avantajele deținătorilor de imobile cu astfel de atribute. La Giurgiu, două astfel de clădiri, astăzi într-o avansată stare de degradare, reprezentau în trecut sediul unor instituții binecunoscute în oraș. Referitor la clădirea cunoscută sub denumirea Casa Pionierilor, clădirea este recunoscută ca monument istoric, inclusă în lista monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministerului Culturii numărul 2361 din 2010 și este inclusă în listă sub denumirea Casa Vasile Dorobanțu cu datare din anul 1905. Cealaltă clădire, deci clădirea fostului Institut de Proiectare, așa cum este cunoscută în oraș, este și ea inclusă în lista monumentelor istorice de care am amintit, sub denumirea de Școala Comercială, cu datare din anul 1900. În conformitate cu prevederile legale, clădirile pot fi conservate și consolidate, dar proprietarii trebuie să coopereze cu autoritățile pentru a beneficia de câteva avantaje. Subvențiile fiind necesar să fie cerute de acești proprietari pentru efectuarea lucrărilor de reparații sau consolidare sau restaurare și aceștia beneficiază și de scutirea la plata impozitului pe clădiri, conform legii 571/2003 a Codului Fiscal și a legii 422 din 2001 a monumentelor istorice. Bijuterii arhitecturale, în urmă cu aproape un secol, clădirile în discuție mai au un pas până a deveni ruine, asupra cărora nu s-ar mai putea interveni decât contemplativ, probabil. Istoria urbei ar mai putea fi încă o dată schilodită prin ruperea unei pagini din cartea sa. Perioada actuală a istoriei însă prevede și pedepse pentru nerespectarea legii monumentelor istorice. Gropile lăsate în asfalt de către firmele care au efectuat lucrări de introducere a rețelelor de gaze sau de canalizare trebuie astupate cumva, chiar și pompieristic, dar astupate. În acest sens, primăria a luat atitudine și le-a cerut firmelor cu pricina să astupe găurile cu balast sau piatră spartă. Primăria municipiului a solicitat societăților care au efectuat lucrări de introducere a rețelelor de gaze și canalizare, dar care nu au reușit până la sosirea iernii să refacă în totalitate carosabilul prin betonare și asfaltare, să ia măsurile necesare pentru ca circulația pe aceste străzi să se poată desfășura în condiții normale, până când vremea va permite asfaltarea acestora. În plus, în urma precipitațiilor și a circulației intense, pe unele străzi unde au fost deja executate lucrări de refacere a carosabilului, s-au format șanțuri care îngreunează circulația. Soluția provizorie impusă în acest sens de municipalitate celor trei societăți, până când vremea va permite asfaltarea acestor străzi, este refacerea carosabilului prin completare cu balast sau piatră spartă. Transportul în comun local sau județean a suscitat mereu atenția autorităților locale. Cu toții ne dorim un transport mai eficient și mai confortabil, dar întotdeauna mai este ceva de făcut. Reporterii noștri au cerut părerea directorului Direcției Județene de Transport și Control Trafic, Ion Mateescu, cu privire la activitatea din anul care s-a încheiat. Față de 2012, anul acesta programul județean de transport în comun nu a suferit mari modificări, cel puțin în ceea ce privește rutele, puține dintre acestea fiind schimbate. Dacă se dorește îmbunătățirea transportului de călători pe rutele județului, schimbările importante sunt așteptate din altă parte. Odată cu un nou program care s-a aprobat chiar astăzi,
ne-am propus și am avut o mare evaluare, atât în teren cât și cu primarii și transportatorii actuali, că nu se știe cine mai are licitația în continuare, vis-a-vis de respectarea orelor de traseu și atingerea cotelor maxime ajungând la capetele de drum. Ce înseamnă asta? Că unii nu prea fac, nu respectă orarul pentru că nu au călători. În felul acesta intervine latura negativă a acestei ramuri, se creează starea de iamănene și poliția nu mereu este în fiecare loc să ia măsuri. Pe ansamblu, în 2012 ați asigurat un transport comun de călători de nota. Ce notă ați dat dumneavoastră? Pe o scară de 1 la 10 aș spune că este în jurul 7. Nota 7. Pentru 2013 ce vă propuneți? Ne propuneți să mergem cel puțin la 9. Dacă un transport județean de nota 9 se vrea a fi unul civilizat și eficient, nota 10 pare însă foarte îndepărtată. O notă ce lipsește cu desăvârșire cam din tot ceea ce este românesc. De la 1 ianuarie 2013, adeverința de asigurat nu mai există, astfel că asigurații au acces la servicii medicale și medicamente pe baza Cardului Național de Sănătate. În România trebuie tipărite peste 10 milioane de carduri de sănătate, ce vor trebui distribuite cetățenilor cu vârsta de peste 18 ani și va cuprinde informații despre grupa sanguină și RH. Cardul de sănătate va fi valabil pentru toți cetățenii români cu vârsta peste 18 ani și va conține datele de identificare ale posesorului, respectiv numele acestuia și codul unic de asigurat. Acest cod unic de asigurat va cuprinde 20 de caractere și va fi diferit de CNP, precum și informații medicale despre deținător. Se folosește doar pe teritoriul României, iar termenul său de valabilitate este de 5 ani de la data emiterii. Autoritățile medicale spun că au conceput cardul de sănătate pentru ca pacientul să nu mai fie plimbat între medici și spitale, cadrele medicale putând astfel să-i acceseze dosarul medical electronic printr-un simplu click. Și cu acest card electronic de asigurări de sănătate este un proces care se va derula în ani de zile pentru că beneficiază de acest card persoanele care au împlinit 18 ani. Deci, noi avem acum fiecare medic o bază de date, da? În momentul ce, să zicem, în luna februarie, mie îmi împlinesc 18 ani, încă 10 persoane, fac solicitare la casa de asigurări și în 30 de zile se eliberează cardul de sănătate. Odată ajuns la casa de asigurări, cardul de sănătate va fi transmis medicilor de familie, care îl vor distribui pacienților. Deocamdată nu se știe ce se va întâmpla cu acei pacienți care nu-și vor ridica aceste carduri de la medicii de familie. Aceștia spun că asta ar însemna și mai multă muncă din partea lor, iar timpul alocat actelor medicale se va reduce și mai mult, toate acestea în detrimentul pacientului. În acest moment sunt probleme și în ceea ce privește asigurarea logisticii necesare pentru implementarea acestor informații personale ale pacienților. Chestionarea femeilor polițist continuă și polițistele giurgiuvene urmează să fie intervievate în cadrul unei acțiuni ce se desfășoară la nivel național. Ați fost hărțuită sexual de către șefi sau v-ați simțit discriminată la locul de muncă? Sunt doar două dintre întrebările la care trebuie să răspundă femeile legii. Cele 104 femei care lucrează în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu vor fi chestionate de o echipă trimisă de la București cu privire la eventuale acte de hărțuire sexuală ori discriminare la locul de muncă. Angajatele vor fi supuse unor întrebări cu privire la cum sunt tratate la locul de muncă de către echipe formate din psihologi, sociologi, reprezentanți ai structurilor de resurse umane și control intern. În perioada 15-17 ianuarie anul curent, la IPJ Giurgiu se află o echipă din cadrul Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității al IGPR, care desfășoară mai multe interviuri asupra polițistelor din cadrul IPJ Giurgiu. Aceste interviuri sunt individuale, răspunsul acestora urmează să se centraliza și comunica ulterior de către Inspectoratul General al Poliției Române. Femeile polițist trebuie să răspundă la o serie de 5 întrebări. V-ați confruntat cu cazuri de hărțuire sexuală din partea șefilor? V-ați simțit discriminată la locul de muncă? Care sunt avantajele și dezavantajele statutului femeii în poliție? Care sunt tendințele de discriminare și hărțuire la locul de muncă? Ce măsuri s-au luat atunci când v-ați confruntat cu astfel de cazuri? După ce vor purta discuții cu toate angajatele, specialiștii Poliției Române vor întocmi un raport.
S-au reluat antrenamentele la bazinul de înot al școlii numărul 8. Bazinul funcționează în sfârșit după ce timp de 6 luni a stat fără apă. Încă din luna august, copiii de la Not au cam stat pe uscat din cauza unor probleme tehnice. După 6 luni de pauză și multă apă ce a curs pe Dunăre, tinerii notători s-au întors în bazin. Antrenoarea Carmen Sima își dorește ca problema să nu se mai repete, iar copiii să poată avea continuitate în antrenamente. În sfârșit, înapoi la bazin, așteptăm de ceva vreme și uite că de astăzi am putut intra la bazin. După cât timp? Păi din august n-am mai fost la bazin. De atunci n-a mai funcționat bazinul, pentru că, din câte știți, bazinul merge iarna de la CET, iar vara pe panouri solare. Și este o perioadă moartă în care nu merg nici panourile solare, că nu este cald, și nu merge nici bazinul, că nu este CET-ul dat drumul. Un nou an, un nou început pentru Notul Giurgiuven. Profesorul antrenor speră să obțină rezultate remarcabile la nivel național. Din punct de vedere sportiv, ne-am propus ca anul ăsta să reușim să participăm la câteva concursuri municipale. Ținând cont de vârsta lor, până în 10 ani nu putem participa la concursuri naționale. Dar pentru înscrierea în concursuri trebuie să fim legitimați la un club sportiv, ceea ce la noi nu se întâmplă, nu avem nicio secție de not. Am încercat poate la București sau poate până în mai să reușim să ne afiliem undeva și să participăm la concursuri. În speranța că totul va decurge normal, așteptăm cu nerăbdare rezultate remarcabile din partea micuților. Florentina Dumitru ne spune acum cum va fi vremea la Giurgiu. Bun găsit la rubrica Meteo. Meteorologia anunță că temperaturile rămân ridicate în aproape toată țara. În sud, deși se încălzește, vremea este în general mohorâtă. Cerul este acoperit de nori ce aduc ploi locale, ceața poate fi persistentă și se poate asocia cu burniță. Marți noapte la Giurgiu, Ghimpați, Mihăilești și Hotarele vom avea 3 grade cu plus, în timp ce la Bolintin, Comana și Toporu nu se vor înregistra mai mult de 2 grade. Miercuri temperaturile mai cresc puțin și vom avea parte de o vreme caldă pentru această dată. La Giurgiu, Ghimpați și Hotarele vom avea 8 grade cu plus, în timp ce la Bolintin Vale se vor înregistra 4 grade, la Mihăilești 5, la Toporu 6, iar la Comana 7 grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Florentina și vă spun la revedere! Jurnalul cu pastila zilei. Surprinzătoare și fără precedent, pentru că vine de fiecare dată în decembrie, iarna împiedică autoritățile să se organizeze eficient. Efectele ei sunt benefice pentru agricultură. Odată cu sfârșitul imprevizibilului anotimp, scăpăm de gropi în asfalt, de alunecuși, de mașini întârziate, de construcții nefinalizate și de multe altele ce ne pot complica viața. La primăvară însă, răbdare și tutun. Avem destul de contrabandă și adus cu autocarul. Știrile TV Giurgiu se încheie aici, rămâneți cu noi după jurnal, puteți urmări o ediție specială, iar de la 19:30 de minute, Mariana Brăgaru vă așteaptă la emisiunea Punctul PI. Subiecte sunt rețeta electronică și cardul național de sănătate, iar invitat este directorul Casei Naționale de Sănătate Giurgiu, Marin Constantin. Sunt Nicoleta Pană și vă doresc toate cele bune. La revedere!